Ce aveți bun de mâncare? Sandwich cu parizer, cașcaval și roșii. Pie cu nuggets și brânză topită și anice. Tu, Pișco, ce ai de mâncare? Salam, muș și cașcaval. Daria? Ce are mama mai bună asta de mâncare? Ai, ai, ai. Oana, mănâncă aer? Dragilor, am urcat în Șama Capra, am coborât la lacul Capra, am continuat puțin, am avut o nouă coborâre, încă o urcare și am ajuns aici la fereastra zmeilor. Aici se despar cele două trasee, unul care merge spre lacul Podul Giurgiului și al doilea care merge direct spre lacul Podragu. Era să zic iar călțun. Pișcoțel, era să zic iar călțun din cauza ta. Spre lacul Podragu, unde vom merge noi. Uite și fereastra! Bună, Dan! Ciao! Vine acum și restul trupei. Uitați capra neagră! Ce? Capra neagră! O cheamă Ecaterina. Vedeți că o cheamă Ecaterina? Teodoroiu. Exact. Bună dimineața! Ce faceți? Bine! Salut! Mamă, Sebi, cu câte te-ai culcat pe tine? Ce vrei?
Da, ce fain ați scos fiecare câte un cap. Oana, tocmai tu nu te-ai trezit. Tu care ești prima? Când mă trezesc... Când mă trezesc la cabană, e prima. Stă în fund și se uită la mine, știi? Ceau, Sebi! Ultima urcare spre vârful Moldovianu! Bravo! Uite și Mașa aici! Salut, Mașa! Haide, Ștefi, bravo! Bine, Daria! Ia priviți ce peisaj minunat avem! Mini pizza pe vârful Viștea, cu vedere spre vârful Moldovianu. E bună? Ceau, uite, și cu, și cu ketchup. Și cu ketchup. Ridic-o cu totul, scoate-o-mi. Așa. Așa, vino aici. Vino aici, culcat. Și acum cineva trebuie să aibă un carnet, păi, în care... Nu, iubire, este aici un carnet, uite și scrie The Book of Moldovianu, Cartea Vârfului Moldovianu. Are cine să aibă să scrie? Păi da, de-aia a pus-o aici. Bun, deschide-l, vezi unde e ultimul scris. Și vreau și eu să scriu ceva de la mine. Și eu. Și eu o să scriu ceva de la mine. Invers. Nu, s-a cam terminat, nu-i nimic, a scrie... Avem carnet nou, avem noi, la noi. Ia. Avem la noi, tati, scot! Ai, ai, ai! M-am bucurat când am ajuns pe vârf. Bă, dar și eu m-am bucurat, adică acolo scria cine a ajuns până aici este învingător. Pe care vârf ați ajuns? Vârful Moldoveanu, cel mai mare din România. Moldoveanu a fost, e cât de acu-i omul. Daria! Eu credeam că-i păpușa. Știm că glumești. Eu credeam că-i păpușa. Domnișoara, nu vă supărați, sunteți de aici din zona? Nu, noi suntem din Anglia, de la Londra. I can't not see. Am crezut că voi sunteți cu oile astea, ci... Is Google Translate for... I speak Romanian... Google Translate. Este ziua a doua, suntem deja de vreo 9 ore pe traseu și am ajuns înapoi în Șaua Podragu, unde ne-am lăsat bagajele cele mari, pe care le vom lua acum și mergem mai departe până la lacul Podul Giurgiului. Mica noastră ascunzătoare. Și micul hoț. Tu ești micul hoț? Da. Hai, Mașa! Hai aici, 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 haide! Nu poate mai repede, nu înțeleg. M-a întrebat cineva? Da, mi-e, uite, pe acolo. Pe acolo. Hai, du-te pe acolo, pune semnul. S-a promis mâncare. Muzica.
traseul de creastă. Am plecat de la lacul Podul Giurgiului în ziua numărul 3. Am urcat până aproape de primul vârf și continuăm acum pe bandă roșie, pe traseul de creastă, până la fereastra Smeilor și mai departe spre lacul Capra și lacul Bâlia. Suntem pe lanțuri, în locul numit la trei pași de moarte, în munții Făgăraș. Bravo, Dami! Haide, haide! Haide, Vlad! Hai că poți! Ai acolo o scară în dreapta, puteți să folosești de ea, știi? Puteam, acum asta e. Foarte tari sunteți, bravo! Ale, când zici suntem la trei pași de moarte, urcăm așa. Bravo, Pingu! Bine, Ștefi! Ești ok, Ștefi? Okay? Ziua numărul 3 prin Făgăraș, ne întoarcem către Bâlea Lac. Avem încă o urcare abruptă, urmează să ajungem la lacul Capra și mai apoi în final la mașini, după 3 zile extraordinare cu un soare minunat și un cer senin. Am reușit să ajungem și pe vârful Moldovianu și ne întoarcem acasă sănătoși și victorioși. Hei, salut! Salut! Așa, așa. Ați făcut-o și pe asta? Am făcut-o și pe asta. Bravo, Mașa! Bate-și tu botul, pam! Bați pala cu pișcol, trebuie să fie recunoscătoare. Foie verde, trei zbore, cred că nu mai am picioare. Bravo! Bravo, bravo! Bravo, Ștefan! Bine, Sebi! Bine, Matei! Bravo, Rareș! Bine, Vlad! Bravo, Oana! Bine, Tibi! Ștefi! Bine, Dan! Bravo! Bravo, Tati! Am ajuns la Bâlea Lac! Am ajuns la relaxare! Bere mici și... Bere mici și... Porumb fiert!